Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat pe pagina sa de socializare că Procurorul general al României Augustin Lazer nu a fost supus până acum niciune evaluări din partea Consiliului Superior al magistraturii. Anunțul vine după ce acum o lună, ministrul Justiției a afirmat că a declanșat procedura de evaluare a lui Augustin Lazer în contextul protocolelor secrete dintre SRI și parchetul de pe lângă în alta curte de Casație și Justiție. Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici circumstanțial. Ați observat de-a lungul timpului și dumneavoastră, cu Ministerul Public s-a îndepărtat treptat, treptat de la rolul constituțional. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților omului. Criteriile sunt cele din lege, în maxim 30 de zile voi prezenta rezultatul. Nu spun acum că va fi pozitiv sau negativ. Voi face o radiografie și voi trage o concluzie. A declarat acum o lună ministrul Justiției. Lipsa evaluărilor procurorului general din partea CSM a declanșat reacții dure. Avocata Laura Vicole este de părere că se impune revocarea Procurorului General al României. Domnul Procuror Lazar nici nu avea dreptul să-și depună candidatura pentru parchetul general fără această evaluare. Mi se pare lipsită de orice elementară regulă de bun simț ceea ce au trimis cei de la CSM. Fac un apel public cu tot respectul către domnul ministru să facă aceste schimbări cât mai repede, pentru că atâta timp cât ele nu sunt făcute și nu se întâmplă absolut nimic din punct de vedere al acestor comportamente, societatea românească va avea de suferit. A declarat pentru un post de televiziune Laura Vicole avocata Alinei Bica. Augustin Lazar a fost numit procuror general în 2016. Cu o vechime de 36 de ani în funcția de procuror, dintre care 20 în funcție de conducere, Augustin Lazar a fost numit de Claus Iohannis, procuror general, la propunerea Ministrului Justiției cu avizul CSM. Ministrul Tudorel Toader nu a prezentat încă public concluziile evaluării sale asupra activității procurorului general Augustin Lazar.